implementat de Federația Young Men's Christian Associations România, în parteneriat cu Asociația Young Initiative și Centrul pentru Dezvoltare Comunitare Durabilă, proiectul are ca scop creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza și evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului și voluntarilor organizațiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor de tineret. Unul dintre obiectivele proiectului constă în dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea ONG-urilor și instituțiilor publice cu atribuții în domeniul tineretului. De asemenea, se urmărește dezvoltarea competențelor de formulare, monitorizare și evaluarea politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane din ONG-uri active în domeniul tineretului din România. Proiectul va fi lansat marți, 4 septembrie, începând cu ora 16 în Baia Mare.